constelația broaștei țestoase, care îl face un om de casă. Păunul se naște în constelația tigrului, să zicem, și acolo o să fie mai fioros. Cu toate că au exact aceiași parametri de start. Deci nu trebuie niciodată să spunem, domne, gata, asta este, până nu analizezi toți stâlpii. Constelațiile astea, vă spun, sunt fabuloase, iar mai mult decât atât, ultimul lucru pe care eu îl studiez acum, hexagramele sunt absolut ieșite din comun. Putem să mergem mai departe? Da, mergem mai departe. Nativul tigru, Anca, să vedem care sunt anii pentru 50, tigri. 62, 74, 86, 98, 2010. Și privind înapoi de 1950 și 1938, deci din 12 în 12, 1926, da? Pentru că sunt oameni născuți atunci și ne privesc. Apropo, în calendarul tigrul ăsta este prieten, deci cu mistrețul, deci este luna de mistreț. O lună prietenoasă pentru exact, ei. Exact, asta e norocul lor. Da, acesta chiar îi salvează. Anul, deci este un an de cocoș. Da, da. Da. Anul nu e. Cocoșul nu este. Nu, dar cocoșul a venit pentru tigri și pentru bivol cu o stea de dragoste anuală. Deci tot anul ce ne patronează pe tigri și pe bivol este o stea de dragoste, o stea de carismă. O stea care e foarte benefică la bază. O stea de educație. Și de educație. Deci tigrii și bivolii, tot anul acesta, deci până pe 15 februarie anul viitor, pot să studieze, pot să... Și tot ce studiază anul acesta, toate învățăturile pe care le primesc, clar le vor folosi cu succes, asta înseamnă această stea, în anii viitori. Plus deci îi va ajuta. O perioadă foarte bună pentru tigrii să scrie. Da. Iată almanahul. Deci până acum n-a avut acest... Da, Anca este tigru. Da, eu sunt tigru. Și Marian Șobolan. Eu Șobolan am arăt. Noi suntem pisica și șoarecele, știți? Într-un sens productiv. Dar șoarecele e mai mare decât pisica. Da. Bun. Am spus despre tigru că este într-o lună prietenoasă, deci automat, chiar există dacă... Există puncte critice, Anca, pentru tigru? Da, există. Foarte. Există. Foarte multe. De ce să nu spunem? Pentru că... Deci este o lună bună. Deci este o lună foarte bună la bază. Lui. Da. Are steaua patru anuală, care e stea bunicică. Dar iată că această energie, plus energia lunii, plus nu prea îl ajută. Nu prea ajută. Da, știți ce se întâmplă? Ei împărtășesc, și asta este o chestiune perpetuă, deci sunt lucruri care nu se schimbă, împărtășesc aceeași energie lunară cu bivolul, pentru că se află în același sector. Dar... Răspund total diferit. Bivolul este o zodie de pământin, tigrul e o zodie de lemniang. Deci deja, vedeți, este jocul cu elementele, este vorba despre elemente aici. Toată metafizica chineză, până și în medicina tradițională chineză, până și în, deci automat în acupunctură, așa, se folosesc elementele și aceste cicluri ale elementelor. Ce se întâmplă cu tigrii? În primul rând că și ei sunt predispuși la anumite mici îmbolnăviri. Dacă există puncte sensibile, ei trebuie să fie precauți. Bineînțeles, o să dăm zilele și pentru ei. Deci trebuie să aibă grijă să nu viziteze oameni bolnavi pentru că le schimbă starea. Sunt mai predispuși la aceste schimbări de stare interioară luna aceasta. Sunt mai sensibili, de fapt. Și sunt sensibili și emoțional. Deci pot impresiona anumite stări ale altor oameni și le schimbă și lor starea. Deci pot să dea mici... hai să nu zicem depresii, că e un cuvânt mult prea... și nu, chiar nu se aplică. Nu e conjunctura de stele să le dea depresii. Dar sunt ei cumva mai predispuși la a fi mai bolnăvicioși sau cu o imunitate mai scăzută. Ca și în cazul bivolor. Îi ajută însă mistrețul mult mai mult decât pe bivoli. Aici este toată diferența. Și elementul lor, bineînțeles, răspunde diferit. Acum, ei sunt dezenergizați, însă sunt ajutați în carieră. Deci dacă mistrețul vine și îi ajută în carieră și tot ce trebuie să mai aibă grijă la relațiile de la servici cu colegii și cu șefii, da, subaltern, pentru că pot să nu prea aibă răbdare. Și această energie nu înseamnă numai îmbolnăviri propriu-zis, mai înseamnă o așa zisă îmbolnăvire a relațiilor. Deci există o predispoziție dacă ei sunt mai vocali, mai irascibili și nu se controlează. Din fericire nu prea au energie să devină așa de irascibili. Adică vor fi, da, și cumva vor fi aplanate conflictele, mă rog, presupusele conflicte. Ei însă au și o predispoziție
către discuții în relația de cuplu. Deci, din nou, atenție aici. Chiar în familie poți să fii așa mai nervoși. Pentru momente foarte scurte poți să strice ceva. Nu știu, au spus ceva la repezeală, de oboseală. Sunt mai predispuși, aici vreau să ajung, la oboseală. Chiar insomnii pot să aibă din cauza oboselii accentuate. Mare grijă la acest aspect. Prindeți o oră în timpul după amiezii să dormiți, dormiți atunci, dacă se poate. Mai este un aspect. Lăsați. Bărbații tigru sunt cei care vor fi implicați în scandaluri. Mare atenție pentru oamenii implicați în politică. Da. Mare atenție. Tigri. Da. Tigri, da. Bărbații tigru implicați în politică va fi o lună dezastruoasă pentru ei. Strică relațiile cumva. Pot să-și le strice. În același timp, agresivitatea lor. Ei sunt agresivi. Da, provocați, fiind sigur. Da, corect. Deci, nu uitați, tigru atacă. Deci, tigrii, luna aceasta, vor ataca. Dar problema este că vor fi atât de ușor opriți, atât de ușor puși la colț ca pe o pisicuță blândă, încât este mult mai bine de la început să nu intre în aceste conflicte. Un alt aspect destul de important îl reprezintă, să-l înțelegem, pe fiul mijlociu al casei. Deci dacă avem un copil în casă, fiul cel mic, cel mic al casei, dacă avem doi băieți, fiul cel mic al casei va fi afectat. Va avea o problemă. Da. Deci dacă avem doi băieți și băiatul este și tigru și merge la grădiniță, are mult mai multe șanse să se îmbolnăvească decât băiatul cel mare. Sau în colectivitatea în care merge. În același timp, trebuie să ne uităm la sectorul de nord-est al țării noastre, unde relațiile se pot îmbolnăvi. Aceasta reprezintă Moldova și partea din de sus, care și nord-estul lumii, nu ne este favorabilă. În nord-estul lumii, la fel, vor apărea conflicte. Singura veste bună este că anul viitor totul se va rezolva, e adevărat, cu agresivitate verbală mai mult și nu agresivitate datorată armelor. Tigrii mai sunt predispuși la probleme cu stomacul și în cazul lor, deci apare această predispoziție. Și ei sunt sfătuiți să nu facă un exces de nuanțe de pământ, ale elementului pământ, deci să nu poarte, da? Când să nu poarte? La negocieri, eu știu ce discuții importante, întâlnire amoroasă, da? Vor să aibă cumva succes și atunci pământul o să-i cam blocheze puțin. Atenție pentru tigrii la datele de 29 noiembrie și 11 decembrie. Aceste două date aș vrea să-i... atât. Au ei atenționare. Bivolii aveau mai multe, tigrii au mai puține. Da? Sigur, repet, nu aceasta ce am spus înainte, nu este absolut la fel pentru toți tigrii, pentru că sunt născuți sub elemente diferite, nu mai spunem că fiecare persoană are elementul ei personal, care se află din ziua în care este născut. Deci, vă dați seama, sunt foarte multe calcule, dar acestea sunt niște atenționări la modul general, pentru că da, pot să fie chiar până la sfârșitul zilei. Vreau să vă spun, o să vedeți, o să vi se mai întâmple în viață, când spui, gata, luna este pe sfârșit, a fost o lună destul de slabă, dar nu mi s-a întâmplat nimic rău. Și, Doamne ferește, în ultima zi din lună, până să se încheie, ai o mică neplăcere. Știți? Se întâmplă. Și iată cum, exact pe ultima sută de metri, deci de asta spun că trebuie să fie precauție și chiar și spre seară. Când zicem că s-a încheiat ziua. Pentru tigru, deci, există acest ajutor, ca o concluzionare, în carieră mai ales. Cum spunea Marian, pot să aibă beneficii financiare la un moment dat, chiar neașteptate. Trebuie însă să fie destul de grijulit cu aspectul comunicare și să evite spații aglomerate, în primul rând. De exemplu, multă lume se duce la mall, la film și dacă este cineva răcit lângă dumneavoastră, bivolul tigru, și o să vedem că mai sunt și alte zodii, pot să se îmbolnăvească. Da? Deci au această predispoziție ceva mai accentuată decât zodiile care au aspecte bune. Cam asta ar fi concluzia așa, pe general. Mergem mai departe să vedem pentru nativul iepure. Vom reveni însă după publicitate și vom menționa și anii în care sunt născuți nativii iepure. După publicitate revenim.
Am revenit, vorbeam despre nativi iepure, Anca, să vedem care sunt anii în care sunt născuți acești. 51, 63, 75, 87, 99 și 2011. Ei vor fi dansatorii acestei luni. Vor dansa și, deci vreau să spun că atâta bucurie nu poți să ai. Luna cea mai bună din an pentru ei. Își revin, și poate. Își revin pe mai multe planuri, aș spune. Cei care au avut mici probleme cu sănătatea, acum, gata, nu mai au probleme. Își pot reveni, pot să găsească niște terapii noi, niște un medicament mai bun pentru ei, pentru cei care într-adevăr aveau nevoie, sau un doctor nou care îi luminează. Proiecte, într-adevăr, pe care pot să le demareze, sau proiecte pentru viitorul apropiat, aș spune. Cel mai bine aspectați din toate zodiile pe carieră. În acest moment, în această lună, să nu uităm că este și luna aliatului lor, pe de altă parte. Deci toate vin și sar în ajutorul lor. Sigur că pot să ceară ajutorul dacă au nevoie, pot să-l, o să-l și primească, pot să ceară sfaturi și vor fi sfaturi bune. Pot să ceară o mărire de salariu și o vor primi. Totul e pe strada tot lor. Tot șefii iepurilor acum care ne urmăresc. Așa, au noroc în dragoste. Iarăși, este o stea de noroc divin, se numește această stea lunară, această energie care vine spre ei. E adevărat că ei sunt afectați tot anul de acea energie taisui, care putea să le aducă probleme de sănătate în anul de cocoș, anul conflictual lor. Da? Sigur că rămân acele energii, de, se numeau cele trei ucideri, care pot să mai creeze probleme. Deci, în continuare, trebuie să le ținem în minte și să nu le uităm. Pentru că ele există până pe 15 februarie acolo. Însă, totuși, vine ajutor spre ei. Deci, mentori, asta înseamnă oameni de bine, oameni bine intenționați, care pot să le arate poteca, da? Cărarea, calea, sau să-i sfătuiască, sau să le dea o idee, pur și simplu o idee, care altcândva trecea pe lângă ei și nu le spunea nimic, acum le poate lumina calea sau mintea. Pot să prindă niște idei noi care să-i îndrepte spre proiecte noi și să aibă succes chiar la locul de muncă sau, mă rog, în cariera lor, fiecare cu ce se ocupă. Deci, asta înseamnă și, bineînțeles, această stea, această energie când vine, aduce idei bune, idei creatoare, idei care îi ajută, de fapt, și pe cei din jurul lor, pentru că asta înseamnă noroc divin. Deci îi inspiră și pe alții, nativii iepure. Deși din punct de vedere al zodiei mele, iepure nu-i prietenul meu așa apropiat, vreau să le spun că pentru a avea tot norocul ăsta trebuie să învețe un singur lucru. Care? Să ne asculte la bârfele care vor avea loc. Totul să treacă pe lângă urechea lui ca și cum n-ar exista. Pentru că, datorită, cum v-a spus Anca, despre cele trei ucideri și taisuiu, el este cel care poate fi implicat în aceste bârfe și atunci are două șanse. Fie să se rățuiască la ea și să piardă tot, fie să ignore aceste bârfe ca și cum nu s-au întâmplat pe strada lui. Asta este cel mai important. Vedeți, el este numărul unu luna asta. Din cauza asta o să râdeți. Ar fi foarte bine să poarte un tricou cu numărul 1, pentru că au 1-6-8. Da, este stringul de putere al stelelor albe care va poposi la el în casă. Nu se întâlnește foarte, iar vor fi anumite zile în care pur și simplu vor fi pe val. Și vreau să vă spun că pentru ei sunt favorizate călătoriile. Ei pot folosi centrul casei sau centrul spațiului de lucru cu mare succes. Pot să-și mute biroul în centrul casei, dacă se poate, sau în centrul acelui, mă rog, fiecare, depinde unde lucrează, deci într-o companie și așa mai departe, și mai este foarte benefic pentru ei chiar sectorul lor, sectorul de est, pentru ei le dă putere și creativitate. Chiar dacă el este afectat de taisui, da? Pentru că atunci când vine o energie lunară de acest gen, vine cu tot ajutorul în spate. Și de aceea, eu n-am să vă specific nicio zi nefavorabilă, nu înseamnă că nu pot să fie și zile nefavorabile în funcție de chartul fiecăruia, dar tendința generală, deci pentru zodiile pe care le prezentăm astăzi și sunt favorizate din atât de multe puncte de vedere, nu o să mai specificăm date, pentru că este o tendință generală foarte bună, din mai multe puncte de vedere. De asemenea, dacă o să spuneți, da, dar nu, de ce nu mi-ați spus culorile? Da? Se mai întâmplă.
Pentru că, în general, acum, toate culorile vă sunt bune. Însă, dacă vreți neapărat, pentru că pentru a completa acel șir de putere de care vă spuneam, Arian 1, 6, 8, acela este, voi aveți deja 6-le și 8-ul, deci vă mai trebuie 1, deci și la dumneavoastră albastrul este foarte favorabil, da? Pentru că vă hrănește. Va fi o perioadă foarte bună pentru cei care au un singur băiat în casă. Foarte bună pentru băieți. Singura mică atenționare vine din sectorul de est al Europei, din sectorul de est al lumii, unde s-ar putea să mai auzim ceva zângănit de arme. Nu arme puternice, deci mai mult terorism sau lucruri mai ușoare de astea. Nu va fi o... Ei au în continuare steaua dezastrelor pe ei. Deci, aici este singura atenționare legată de acest sector. În rest, pentru oamenii născuți în zodia asta, pentru copii, tot ce vreți voi. Pentru copii iepure, da? Da. Deci o tendință bună, cam cu toate aspectele, și în carieră, și în dragoste, și financiar. Mergem mai departe să vedem pentru dragoni, să menționăm și anii. 52, 64, 76, 88, 2000, 2012. Da. O lună slabă, din punct de vedere al rezistenței, mai ales fizic, în plan fizic și în plan emoțional. Adică oboseală, da? Oboseală accentuată. Nu, dacă nu e oboseală fizică, e oboseală de stres. Adică sunt lucruri care nu-ți ies și îți vine să le iei, să le tai în două și nu știi de ce. Absolut. Deci seamănă cu luna trecută. Da, a fost lună de dușman, cum se spune, lună de semn conflictual, de aceea dragonii au fost fie obosiți, fie afectați. E adevărat însă că ceea ce i-a salvat până astăzi, că a fost lună de câine, singurul lucru care i-a salvat de la nec, să spunem, a fost steaua prosperității, care vine cu mai mult bine și atunci au putut să treacă luna cât de cât nu foarte, foarte afectați, adică nu puși jos. De data aceasta însă nu mistrețul le creează problemele, ci această conjunctură de stele, adică această conjunctură de energii, cea lunară, care se suprapune peste cea anuală. Combinația lor nu prea este fericită. Îi obosește în sine, deci ei pot să devină obosiți pur și simplu dintr-un eveniment care ia prin surprindere, sigur, ușor nefavorabil. De fapt, îi enervează foarte tare și pot să reacționeze într-un mod greșit, eronat, și pe ei înșiși îi influențează într-un astfel de mod. Deci ei pot să acționeze cumva greșit și automat și acțiunile viitoare vor fi influențate de această reacție. Se recomandă mare atenție în plan financiar, cu asta aș începe. Pot să piardă bani și din neatenție și din cauza unor oameni care nu sunt bine intenționați, care clar îi duc spre căi greșite. Să nu uităm, dragonii au o inocență. Mulți dintre ei au, pentru că sunt bine intenționați. Vor să-i ajute pe toți. Și ei cred că și alții sunt la fel față de ei. Ei, fiți, dragilor, fiți atenți luna asta, pentru că nu e așa. Deci, sunteți mai predispuși la bârfe, în sensul că să fiți bârfiți, invidiați, geloziți, trădați, furați, într-un cuvânt. Adică într-o propoziție. Atenție la mici accidentări. Deci eu încep, puteți să... Asta e. Știu că nu place, dar trebuie să spun despre aceste predispoziții, să-mi fac datoria să atenționez. Pentru că este o lună cu aceste predispoziții. Sigur că nu toți or să fie atât de afectați sau afectați. Pot să fie într-o perioadă foarte favorabilă a vieții lor. Atenție că și acestea se iau în calcul. Deci sunt perioade de 5 ani care se calculează. Dacă omul este pe perioada cea mai favorabilă din viața lui, da, în această trec perioadă, mai nesemnificat. Nu mai simte așa de mult. Vedeți, dragonii, chiar dacă au probleme, mai au o șansă. Familia. Familia poate să-i ridice din aceste probleme. În sensul că îi scot, ori să fie bârfiți la servici. Și se duc acasă și se plâng. Băi, uite, am fost bârfi la servici. Dacă familia vine și le oferă tot suportul, îi ajută. Dar dacă se duc acasă și aud, a, bine ți-au făcut, îi bagă și mai rău în această groapă. În afară de acest lucru cu pierderea de bani, îi sfătuim să nu
se joace cu banii. Deci luna asta este nu o lună... Nu la jocuri de noroc. Nu la jocuri de noroc, nu la investiții, nu la cumpărături. Stați mai liniștit. Este, a fost vinerea neagră și chestii de astea. Stați deoparte.